Toschi? Ce faci tu, mami, tu aici, tu? Tu, ce te mai întinzi? Ce faci? Ia spune tu. Ce ții cu moțul ăsta de aici? Ce ții tu cu moțul ăsta, tu? Bună, dragii mei, ce faceți? Ne-am trezit de dimineață, am luat micul dejun, eu mi-am făcut o baie lungă, m-am aranjat un pic, adică mi-am pus fața, părul este încă ud pentru că nu am vrut să-l suc cu fionul. Iar foarte multe detalii nu am să vă dau în acest moment, pentru că vreau să merg să fac o ciorbiță de cartofi cu cărnițe de porc, oase cu cărnițe de porc. O să vă arăt așa cum prepar ciorba asta. Pe urmă o să mergem la cumpărături, să facem... Cumpărăturile pentru Paști, da, să cumpărăm pentru Paști. Cele necesare. Vreau să fac un filmuleț cu ceea ce prepar eu pentru Paști. Adică o să vă arăt așa cât mai am anunțit ce anume prepar eu și ce preparate voi face eu pentru Paști. Am să-l public chiar de Paști, cred că prima zi de Paști. Am să-l public ca să aveți și voi ce să vedeți, adică să ne vedeți pe noi și cam atât. When it went down, it was so hard to breathe. I gave up everything in a slow fall down to the floor. Life was escaping.
Am pornit la cumpărături. Yeah! Da, și ce cumpărăm? Cumpărăm chestii pentru Paști, mâncare pentru Paști. Nu-i așa? Iubi! Da, așa cu față, normal, când e vorba de cheltui bani, cum îi convine. Până acum a fost foarte fain, afară cu soare. Și numai ce am ieșit noi afară, a început vântul. Parcă vremea asta ne vrea numai în casă, stăm. Afară. De ce nu? Până acum am trăbăluit, am făcut mâncare, ați văzut și voi ce am mâncat. Am mâncat o ciorbiță așa de bună, cu cărniță așa și cu mămăligă și cu ceapă. Mâncat o grămadă. Uitați ce vreme, a plouat, cât am stat noi înăuntru și am făcut cumpărăturile afară, a și plouat un pic. Da, am dat pe aceste cumpărături 80 euro aproximativ. Sac strict cu necesar. Carne pentru sarmale, salată și pentru păscuță. Hai, cam atât. Bună, bună, dragii mei! Astăzi este joi și este aproape ora 2, așa că voi filma cumpărăturile pe care le-am făcut ieri de la Kaufland. Vreau să filmez ieri, dar sincer nu am mai avut timp. Am venit acasă, am făcut o grămadă de treabă, am preparat ceva de mâncare și pe urmă m-am ocupat un pic de copii, ne-am mai jucat cu copii și sincer nu prea am mai avut chef să filmez. Așa că voi filma astăzi și probabil și mâine. Așa, și voi face un vlog de 3 zile, adică 3 zile incluse într-un vlog. Și na, sper să vă placă acest vlog. O să fie așa cam... Poate că nu cine știe ce foarte multe lucruri de arta sau de povestit. Dar cam așa se desfășoară viața la noi în familie. Deci foarte multe nu prea am ce să vă spun. Doar că și noi, ca voi, ne pregătim de Paști. Am făcut luni și marți curățenie în general în toată casa, am scos din dulapuri o grămadă de haine și le-am sortat. Am vrut să vedem ce haine lăsăm, ce haine păstrăm și ce haine aruncăm, pentru că după un an de zile se tot adună tot felul de haine, la copii rămân foarte multe mici
și așa că ne-am gândit să facem loc la altele noi și în pasă care le avem de la copii, le vom da mai departe la altcineva. Așa că, da. Cam asta am făcut. Deci, luni și marți am făcut o grămadă de curățenie în general. Am și profitat pentru că am avut vreme foarte călduroasă. A fost un soare foarte fain și cald, bineînțeles. Cred că au fost undeva la 20 de grade, ceea ce pentru noi a fost super și am avut așa un chef mare de a face treabă. Și da, apoi miercuri, adică ieri am fost la Kaufland, am făcut niște cumpărături, dar să știți că nu foarte multe, pentru că noi deja am cumpărat săptămâna trecută câteva chestii pentru Paști și tot așa am adunat în timp câte una alta, așa că de data aceasta o să vedeți doar niște legume, câteva fructe, brânzeturi și carne. Carnea care am cam cumpărat ceva cărniță, poate. Ne gândim să facem un grătar în prima zi de Paști, dar să vedem cum va fi vremea, pentru că, na, și aici vremea este așa și așa, adică astăzi poate să fie foarte cald și mâine să fie foarte frig. Da, cred că așa este peste tot. Deși noi în ultimul timp, în ultimii ani, tot am prins vreme foarte nașpa de Paști, nu am avut parte de vreme faină, așa că s-ar putea nici Paștele ăsta să nu fie vreme ca lumea pentru noi, dar na, asta este, o să stăm în casă, o să mâncăm și ce să putem face? Să ne uităm la film? Altceva nu avem de făcut. Așa că haideți să trecem la treabă, uitați-le, acolo sunt pe masă și am și aici pe blat câteva din astea congelate. Așa că da, haideți să trecem la treabă. Voi începe de aici, din partea aceasta cu cârneturile, cu carnea. Să știți că ele sunt așa pentru că au fost congelate. Eu le-am scos acum și le voi băga repede la congelator pentru că oricum nu o să am nevoie de ele astăzi. Eu cred că le voi scoate mâine ca să se decongeleze și să încep să prepar mâncărurile. Deci aici am două tăbițe din astea cu carne tocată de porc, 500 de grame fiecare. Bineînțeles că pe astea le voi folosi la sarmale, la ce pot să le folosesc. Apoi, aici am primit-o, am găsit o ofertă cu cotlet de carne de porc, cu os, bineînțeles, pentru că, na, așa am găsit. Noi l-am luat undeva la, aici scrie 6 euro și a fost undeva la 8 euro și 15 cenți. Asta am zis că poate o să avem noroc și o să facem un grătărel, ar merge foarte fain. Așa, apoi aici am astea cotlet fără os, tot de porc, bineînțeles, la fel și astea le vom face ori friptură, ori pe grătar. Și aici am un os de vită cu cărniță pe care vreau să-l folosesc la ciorbă de burtă, ceea ce vreau să vă zic este că nu am găsit burtă și voi face doar cu această cărniță, adică voi fierbe foarte bine acest os și voi folosi cărnița pe post de burtă. Deci nu, chiar nu am găsit, nu știu, ăștia nu au, nu știu care e faza, dar nu am găsit. Și asta este, voi face cu acest os de vită. Apoi aici am niște mărar, ăsta îl voi folosi la sarmale. Asta este un mărar congelat. Am văzut mărar verde, dar era atât de nașpa că și avea așa și un miros de stricat, nu știu. Și n-am zis că, băi, nu are sens să iau așa ceva, mai bine mi-au congelat. Ok, hai să trecem pe cele de produsele de pe masă. Morcovi, ia uitați-mi și picioarele în șlapi. Am luat 1 kg de morcov pe care, bineînțeles, le voi folosi la ciorbă, la sarmale și voi profita de morcovii din ciorbă și voi face o salată beof. Pastârnac, 500 de grame. Am vrut să cumpăr și rădăcine de pătrunjel, dar nu am găsit, din păcate, dar voi folosi doar astea. Aici am 2 kg, cred că jumătate de ceapă. Am luat și niște ridiche ca să fie așa mai, deci prima masă de Paști să fie foarte verde și foarte proaspătă. Și asta nu știu cât a costat, cred că undeva la până într-un euro, deci chiar foarte ieftină ridiche aici în Germania.
Apoi am mai luat o căpățână de salată și asta cred că am dat undeva la 70 sau 80 de cenți, chiar nu știu. Este un pic așa adunată pentru că am băgat-o deja în frigider, și dar este faină, este proaspătă. O legătură de ceapă, am luat mai multă ceapă pentru că vrem să facem și salată și vrem să ornăm platoul cu ceapă, pe platoul de Paști, bineînțeles. Așa. Două caserole de ceapă, de roșii. Și asta a costat foarte ieftin, deci am găsit-o la ofertă, a costat 1 euro caserola și am luat două. Am profitat de ofertă. Am mai luat o căpățână de varză din asta ascuțită. Eu mai am în frigider 3 căpățâne, deci în total am 4 și cu astea 4 voi face sarmalele. Sper să-mi ajungă, pentru că alte tipuri de frunză ca să învele sarmalele nu am. Apoi aici am 1 kg și ceva de mere roșii. Astea au fost cam scumpele, am dat undeva la 2 euro și un pic. Da, merele astea sunt cam scumpe, dar am atașat niște mere mai mari și roșii. Pentru că atunci când voi prepara masa de Paști, iauzi, Crăciun, vreau ca masa mea să arate foarte bine și cu fructe și cu legume și cu toate cele. Așa, v-am arătat, deci cam astea sunt legumele și fructele. A, și mai am și niște banane acolo. Aici am luat un sac din ăsta la, cred că nu știu cât are sacul ăsta, stați așa să văd. Nu mai știu cât are, 3 kg și ceva. Cred că 3 kg jumătate are sacul ăsta, nici nu știu. Habar n-am. Dar na, în fine, am dat pe ăsta mare, am dat 7 euro. Așa, și aici bananele. Astea au costat 1,74 euro, 1 kg de banane. Așa, bun, deci am terminat cu legumele și cu fructele. Acum să începem cu cealaltă parte. Am luat 2 litri de lapte pentru că unul vreau să-l folosesc la ciorbă de burtă, iar unul vreau să-l folosesc la chec și la pască. Cred că o să-mi ajungă. Dacă e ceva, o să mai meargă soțul meu să mai cumpere. Un pachet de unt pentru glazură la pască, pentru că eu am să fac o pască, pasca poloneză, care necesită glazură și o să-mi trebuiască niște unt. Și cred că o să folosesc, nici nu mai știu, cred că și la chec, poate, habar n-am, nu știu să văd. Smântână, asta o voi folosi la ciorbița de burtă. Am mai niște telemea din asta de vacă. Vreau să folosesc pentru platoul de Paști. 3 tipuri de cașcaval, ăsta este Gouda, tilsiterul, 2 de tilsiter am. Pentru că astea sunt chiar foarte faine. Sunt așa un pic mai light. Și Gouda. Deci, la fel, astea le voi folosi pentru platou. Aici am 10 ouă, deși în frigider mai am încă 20 de ouă. Nu, mint, 30 de ouă pe care le voi folosi la chec, la pască, la maioneză și cam atât. Ouă umplute nu am să fac, pentru că dacă fac, fac salată beef, n-are sens să fac ouă umplute. Apoi, astea sunt niște cutiuțe cu brânză de vaci, cred că și paize coarc. Am luat 4, adică 1 kg ca să o folosesc pentru pască. Zice că are 20% grăsime. Mie mi s-a părut destul de ok. Dacă mi-aduc bine aminte, chiar am folosit genul ăsta de brânză anul trecut de Paști, când am făcut pasca și chiar a ieșit foarte fain, așa un pic cremos. Într-adevăr, nu este ca brânza noastră de vaci, mai cu bulgăraș așa, dar e ok și asta, este chiar ok. Aici am un sos de ăsta de tomate cu pătrunjel, ăsta îl voi folosi la sarmale. Așa, aici am niște costiță de porc, a costat 6 euro, ba nu, 2, 3 euro, este costiță de porc afumată și o voi folosi atât la sarmale cât și la platoul de Paști. Tot așa, pentru platou voi pune și niște felii de salam. Așa. Și pentru platou tot așa niște șuncă. Foarte faină șunca asta.
Așa, și niște cabanos am găsit pentru platou. Și asta. Deci, cred că vă imaginați cam cum o să arate platoul meu. O să arate foarte fain. Vanilie, zahăr vanilat, ăsta pentru pască și pentru chec. Praf de copt. Aici am niște parizări din ăsta, le bărcheze, pentru, vreau să folosesc la salata beef, pentru că eu în salata beef nu pun cărinți de pui, soțul meu nu-i place și atunci o să pun parizăr. Aici am niște hrean din ăsta mărunțit. Vreau să îl combin cu sfecla roșie, unde este aici. Este foarte fain, deci sfecla roșie în combinație cu hreanul este foarte fain, mai ales la friptură și la sarmale vine foarte bine, adică foarte gustos. Apoi pentru salata beef niște mazăre, bineînțeles. Pentru ciorbița de burtă voi folosi paprika, adică capia coaptă. N-am vrut să iau din asta în oțet, pentru că na, am zis că e mai ok asta coaptă. Și aici pentru ornat am măsline pentru salata beef și cu astea voi orna salata mea beef. Așa, iar aici stă Tosca, bineînțeles că știți că ea pe mine mă însoțește întotdeauna când fac prezentările. Ce faci, dragă, acolo? Tu, ce faci acolo? Stai bine, mersi, așa-i? Acum ce ai la gât acolo? Ai ceva roz, așa, a? Te-a îmbrăcat via bine. Dar cum? Așa, ca o păpușică. Ok. Mai am aici câteva lucruri, nu foarte multe. Asta și-a luat soțul meu un fel de conservă de carne pentru servici și două conserve din astea de ton în ulei de floarea soarelui. Am luat niște semințe în caz că mergem la grătar și să ronțăim și noi ceva. Un pachet de astea de vafe pentru micul dejun. Suc am luat de la HHSC în varianta asta mai mare. Multe vitamine. Mai am ceva suc acolo, așa că nu avea sens pentru zi două să iau mai multe. Oricum mi-ajunge ăsta. Fanta și o sticlă de Pepsi. Băuturi alcoolice. Avem niște vin roșu pus bine de tot la adăpost și niște țuică, dacă chiar vreți să știți ce vom bea, astea vom bea, vin roșu și probabil niște țuică, țuică de prune. Da, cam asta este. Deci în total a fost 80 de euro, chiar a fost ok, pentru că noi în general când mergem la cumpărături cam lăsăm 100 de euro în fiecare săptămână, da, pentru că la noi se și mănâncă, într-adevăr suntem 4 persoane, plus animăluțele și cam se cheltuie pănuți. Da, ce să facem, asta este, mergem mai departe. Da, acum vreau să merg la copii, să văd ce fac copii, o să mergem împreună, pentru că nu i-ați cam văzut de ceva timp, adică așa jucându-se. Și pe urmă o să cobor și o să încălzesc niște ciorbiță de porc, cea pe care am făcut-o ieri. Aia vom mânca și niște paste bolonieze, pentru că mai am făcute de luni, cred că, sau de marți. Și mai am câteva rămas, așa că astea vom mânca astăzi. Vrem să mâncăm ce este în frigider, să golim frigiderul ca să pot să bag mâncarea de Paște, bineînțeles. Și da. Așa că haideți cu mine la copii. Lili, ce faci, madame, acolo? Tu, dar lasă-i, mami, pernuța, lasă-i, că ea vrea să doarmă pe pernuță. Acolo te-ai găsit tu să dormi pe pernă, a? Da, mami, da. Haide. Ce, mami, ce, Andrei? Ce? Ce arăți tu acolo? Ce arăți tu așa? Ia spune tu. Ce arăți acolo? Ce ai acolo? Ia să vedem. Ce ai pățit acolo? Ai făcut bubuța? Unde ai făcut bubuța? Acolo la doctor? De ce? O vrut să-ți ia sânge? Și nu a reușit? Da, mami, da. Te-a durut? Te-a durut? Da. Tare? Te-a durut tare, Andrei? Aici? Ce-i acolo, mami? Ce-i mi-ai dus pe marinarul?
Da? Vrei să mă joc marinarul? Tiri? Îți place de marinarul ăsta? Da? Ce somn? Ți-a făcut și ție injecție? Și? Vocopleșii sau ce? Ei, lasă! Dar ți-a fost frică, i-a zis tu, ți-a fost frică când ți-a luat de acolo sânge? Nu? Ai văzut că ai fost foarte brava și până la urmă ai rezistat. Ce frumos ai făcut, bravo, Andrei! Roțile, alea sunt roțile. Nu! Dar ce sunt alea? Bum bum, mașina, Andrei, nu bum bum, mașina. Uite cum stă acolo Olița și te așteaptă. Când te pui pe Oliță să faci pipi? Andrei, ia zi la mama, când te pui pe Oliță? Ia arată Olița, unde e Olița? Acolo? Aoleu, ce ai găsit? Șurubelnița, vai! Chiar nu v-am zis, astăzi am fost la laboratorul de analize. Am vrut să ne facem toți niște analize la fel, să vedem cum stăm cu problemuțele. Am găsit un cabinet undeva în sat apropiat de orașul nostru, în care medicul de familie este o doctoriță româncă, foarte simpatică de altfel. Prima dată când am mers la ea și ne-am înscris, chiar am rugat-o să ne facem niște analize, pentru că noi de când am venit aici în Germania nu am apucat să ne facem nicio analiză la sânge și au trecut aproape 2 ani și chiar am vrut să știm așa despre noi cum stăm cu în general cu toate, cu calciu, cu fierul și cu toate astea. Și deci am făcut noi, Bianca inclusiv, dar Andrei nu a reușit să ia sânge pentru că el este cam micuț, iar vena i-a găsit-o, dar sânge nu i-a curs absolut deloc în epubeta aia. Și mi-au zis că o să fiu nevoită să revin cu Andrei peste jumătate de an, probabil, sau chiar un an, până se mai până crește, până ce știu, se mai dezvoltă venele. Sângele lui este foarte grosuț așa, deci e foarte, ca consistență este foarte grosuț și de aceea nu reușește să ia sânge. Am mai avut mai problema asta și în România, când am încercat să-i luăm sânge și nu am reușit. La fel și aici, acum vă mai aștept. Ia uitați ce am eu aici, desert. Un desert pentru moi. Ce am eu aici? Haideți să vă zic. Dedesubt, adică aici, în zona aceasta, sunt cereale, adică muesli, ăsta, cu 32% fructe, și l-am înmuiat cu lapte de soia. Deci, până aici, este ăsta muesli. Apoi am pus căpșuni cu un pic de miere și frișcă. Ce ziceți? Arată bine? Ia uitați! Și asta să mănânc eu în seara aceasta. Iar soțul meu mănâncă omletă cu șuncă și cașcaval, ras și măsline. Ce ziceți? Ce bine arată! Iam, 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 iam. Poate am să gust și eu din omleta lui. Ce? Sau nu? Mai bine mănânc desertul meu. Oh,
ce flori avem noi aici? Asta este crăciunița care a înflorit, tocmai a înflorit. Adică, nu știu. Ia uitați ce frumoasă este. Și da, am florit de Paște. Deci, probabil că de Crăciun și de Paște florește crăciunița. Și aici mai am câteva floricele. Asta le-am primite de am trecut de 8 martie și nu fost așa mulă să le arunc, așa că le-am lăsat, le-am mai curățat eu. Așa, într-un mod ca să crească cât de frumos. Și asta este o altă crăciuniță, tot așa face niște floricele foarte faine, așa ca niște clopoței. Exact de Crăciunul părește, perioada Crăciunului. Și are chismulița asta de Crăciun, dar n-are. Am vrut să o las aici, lângă celelalte flori. Apoi aici am niște orhidei care nu sunt încă înflorite. Au avut băbocei, au înflorit și pe urmă pur și simplu s-au uscat. Și acum aștept să scoată ceva floricele. Asta are. Asta are un bobocel. Și așteptăm să înflorească. Asta mea are o floricică. Și mai are și așa un bobocel. Și asta la altă nu. Asta nu știu ce culoare. Cred că este ori albă, ori movă, ori habar n-am. Dar știu că am două roz. Una albă și una mai mov, așa. Și aici mai am o floricică care e așa de amărâtă, floricica asta atâta se mai chinuie. Făceam niște floricele și tot așa, cred că am primit-o de 8 martie, tot de la cineva. Dar na, mi-a fost milă să o arunc și o las acolo să fie verde. Prea multe flori în casă nu am, să știți, așa că o să le vedeți doar pe acestea, pentru că nu prea am unde să le las. La mine doar aici, pe pervazul acesta din living, pot să le las. Așa, și în rest nu prea am. Lili, ce faci, dragă? La cine te uiți? Liliuța? Stai cu copii? Da. Bună dimineața și astăzi este vineri, este ora 12:30 aproximativ și astăzi este o zi atât de faină, este foarte cald afară și este un soare foarte, foarte, foarte luminos. Nu știu mai ce, că m-am odărit. Mi-am făcut un duș, m-am spălat pe cap, m-am făcut fresh. Nu m-am machiat foarte tare pentru că astăzi voi sta doar în bucătărie, astăzi voi pregăti sarmalele pentru mâine și voi pune deoparte la rece pentru că mâine le voi fierbe. Apoi voi pregăti pasca astăzi, o voi face pasca, checul probabil sau poate mâine, nu știu sigur, dar cred că astăzi pentru că mâine cuptorul o să cam fie ocupat. Ouăle nu am reușit să fac ieri, să le înroșesc, așa că le voi face mâine. Știu că vinerea este păcat să înroșești ouă, așa că rămâne treaba asta pe mâine. Și aceste, cum v-am mai zis, aceste pregătirea ale mele, adică cum voi pregăti mâncarea pentru Paște, voi include într-un alt filmuleț, acela va fi special pentru Paști și acolo veți vedea și cum înroșim ouăle. Deci nu va fi inclus în acest vlog. Lili, ce faci tu acolo tu? Ce te pregătești? Să sari pe pervaz la flori? Ce vrei să faci? Vrei să vedem ce face Lili. Este pregătită să facă ceva. Se uită foarte fix undeva acolo sus. Ce vrei să faci? Ce faci, mami, acolo? Te joci? Da, ia uite ce frumos ai făcut acolo. Ai pus toate animăluțele. Câte pisici ai acolo? Știi să le numeri? Ia uite. Una, două, trei, patru, cinci. Cinci pisicuțe. Ia fă-și tu așa. Cinci. Hai, dă cinci. Arată cinci. Cinci. Bravo! Cinci. Cinci pisicuțe avem aici. Ok. Yeah. Bia, tu ce faci acolo? Ce faci? Construiești?
De ce ești supărată? Mama. De ce ești supărată? Când începi școala? Nu. Nu? Sau abia aștepți? Da. Aia ce sunt căluți, Andrei? Doi căluți și o văcuță, nu? Ce fain! Și aici câți căluți ai? Doi căluți. Unu, doi. Nu, Andrei? Doi. Iar atât doi. Da. Iar atât doi. 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 Așa, bravo! Bravo! Și asta ce este? O văcuță? Ia uite, o văcuță! Uite, Andrei. Unu. Arată unu. O văcuță. Yeee! Yeah, bravo! Două. Da, mami. A, așa. Două. Pune pisicuțele. Una. Două. Trei. Patru. Patru pisicuțe. Eu. Și cealaltă unde o mai pui acum, dacă nu ai? Acă. A, ok. Bravo, Andrei. Ce deștept ești, mami, tu. Așa, mami, bravo! Jetzt bin ich allein, ohne zu wissen, wann ich dich jemals wieder seh, jemals wieder seh. Du bist jetzt daheim, ohne zu wissen, dass mir was in meinem Leben fehlt. Thank you.
gata, m-am apucat de treabă. Am fiert deja frunzele, adică le-am opărit. Ia uitați-le acolo. Acum sunt, așa. Aici sunt astea, frunzele astea mai mari și astea sunt cele mai mici, așa, ce mai rămas. Cred că m-am exprimat bine, nu, iubi? Și mă doare un pic stomacul, așa că mi-am făcut un ceai de anason cu chimen și nu mai știu ce e. Obama. Sper să-mi treacă stomacul, că am o grămadă de treabă astăzi. O grămadă. Cred că am să stau undeva până la 12 noaptea. Da, asta este. Și am curățat legumele. Deja legumele sunt aici, pregătite pentru a fi tăiate. Acolo am o pungă cu cojile pe care le-am de la legume. Așa. Toschi. Unde e moțul tu? Vino încoace. Unde fugi? Unde fugi, dragă? Nu mă pune fie. Unde fugi? E, ce-ți pasă? Te duci la muncă, eu rămân singur aici cu toată treaba pe cap. Așa-i? Când vii tu mâine dimineață de la muncă, mă găsești tot între oale. Bine. Soțul meu nu vrea să fie filmat. Ați auzit bine, da? Și aici pe masă mi-am pregătit toate alea. Deja le-am și filmat. Așa că aici am cărnița, condimentele. Și aici, uitați ce am. O gogoașă. Atât mi-a mai rămas. Din patru, una. Fiecare a mâncat câte o gogoașă, iar eu... Nu. Ce să fac? Să o mănânc? Sau să nu o mănânc? Eat me. Ok, am să mănânc. Dragile mele, iartați-mă cum arăt eu în urma la 5 cepe curățate. 5 cepe marșolate. Nici mai pot, nici nu pot să țin ochii deschiși. Aoleo, deci... Nu mai pot. Și simt că mi-a curs și machiajul, așa e? M-am uitat în oglindă. Da. Oare de ce trebuie să plângi când curs ceapă? Bună dimineața! Astăzi este sâmbătă, este ora 9 și după cum o vedeți, deja filmez și sâmbătă, dar nu foarte mult pentru că astăzi voi face încheierea vlogului acesta de 3 zile și atât vă voi spune că m-am făcut de treabă pentru că sunt în urmă cu treaba. Seara am făcut doar sarmalele, nu am mai reușit să fac nicio pască și mă apuc de pască, bineînțeles, de ciorbă, de salată, de fac niște ouă și da, cam am treaba astăzi, așa că nu o să pot filma și să stau să vă povestesc așa pe parcurs. În schimb, o să filmez pentru filmulețul ăsta care este special pentru Paști. Așa că, dragii mei, vă doresc să aveți un Paște fericit alături de familia voastră, de cei dragi și să fie un Paște cu mult soare, cu multă pădură, cu multă lumină în casele voastre și na, tot ce vă doriți. Așa că eu vă pup de pe acum și ne vedem în următorul vlog. Pa!